Recenta decizie a Tribunalului București de a respinge solicitarea de înscriere a Partidului Liberal Reformator a fost unul din subiectele abordate de jurnaliști în întâlnirea cu președintele acestei formațiuni politice. Călin Popescu-Tăricianu a explicat că, după congresul din august, partidul a depus actele pentru înregistrarea noului statut, a noii denumiri și a programului politic. În momentul de față nu există motivarea respingerii făcută de Tribunalul București. Prin urmare, nu știu ce să vă explic de ce au respins. Trebuie să așteptăm motivarea și după ce o să avem motivarea, atunci vom putea să utilizăm calea de atac care este la Curtea de Apel. Tăricianu afirmă că, în general, instanțele nu se pot opune schimbării de denumire sau statut, atâta timp cât partidul ce solicită aceste lucruri respectă prevederile legale în vigoare, nu face politică rasistă, xenofobă sau extremistă, probleme ce nu se pot pune în cazul solicitării PLR. Partidul funcționează, nu e niciun fel de problemă. Noi am îndeplinit procedura de a depune dosarul care, așa spune legea, trebuie să fie analizat de instanță și avizat. Dar până atunci partidul funcționează în bună regulă, în bună formă, toate organismele partidului funcționează. În momentul acesta, legea nu prevede că partidul rămâne în aer, să zicem, până nu se dă hotărârea definitivă. Și, așa cum vă spuneam, nici nu e vorba de o hotărâre definitivă, este numai o hotărâre a primei instanțe. Nu am emoții în privința înregistrării partidului, adică nu există această posibilitate pe care ați evocat-o ca partidul să nu... Partidul funcționează, mă înțelegeți? Ceea ce am făcut noi, nu am făcut decât o procedură legală prevăzută de lege în urma modificării statutului și prezentării unui nou program politic și a denumirii. Președintele PLR a mai explicat că aleșii ce au optat pentru acest partid nu sunt în pericol de a-și pierde mandatul, pentru că, din punct de vedere juridic, partidul există și funcționează. Nu-și pierd mandatele pentru că ei nu aderă la o formațiune care este nou născută astăzi. Partidul Liberal Reformator, ca să vă dau o lămurire suplimentară, este rezultat, așa cum v-am spus, în urma congresului pe care noi l-am avut în 2 august, congres care a consfințit practic redenumirea Partidului Național al Mediului în Partidul Liberal Reformator. Și cu acest prilej, pentru că și-a schimbat nu numai denumirea, și-a schimbat și conținutul programatic, noi am votat și un alt statut și un alt program politic.